Slăviți să fie Domnul! Haideți cu respect să ne ridicăm înaintea Domnului, să citez trei versete din cuvântul Domnului, de la Iezra, capitolul 8, versetul 21 până la 23, un text bine cunoscut, care cu ajutorul Domnului să-l folosim în ziua de astăzi, pentru început de an, că nu sunt multe zile trecute din anul acesta, din anul acesta, și doresc ca Domnul să lase călăuzirea Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi și să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în dimineața aceasta. Ezra, capitolul 8, versetul 21. Acolo, la râul la am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste însoțită de însoțire și călăreți care să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum că își spusesem împăratului mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste, ce, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. În dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta o călătorie în siguranță despre ceea ce aș vrea să vorbesc această călătorie pe care Dumnezeu o dorește și consider că și noi la fel o călătorie în siguranță spre împărăția lui Dumnezeu știm istoria foarte bine a poporului Israel care poporul acesta era rob în Babilon, acolo 70-80 de ani a stat fără templu, fără lege, fără să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu și în vremea când a hotărât Dumnezeu lucrul acesta, spunea cuvântul Domnului că pe vremea împăratului Cir, împăratul Persiei, a trezit Duhul din omul acesta și a lăsat pe copii o parte din copiii lui Israel să se întoarcă înapoi în Ierusalim ca să zidească cetatea, să zidească templu și unul din oamenii aceștia de căpetenie spune cuvântul Domnului este un ezra care omul acesta nu a privit ca un lucru de apucat această călătorie nu, nu a gândit faptul că, băi sunt puternic, am scrisoare de la Împărat, am bogății multe, haideți să mergem indiferent ce ar fi. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut o mare responsabilitate datorită faptului că erau oameni cu el care mergeau în această călătorie. Împăratul le-a dat multe bogății, aur, spune cuvântul Domnului, și mai mult ca atât, pe lângă toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, în Ierusalim, el avea o lucrare nemaipomenită ca să o facă datorită faptului că zidurile Ierusalimului erau dărâmate, Templul era dărâmat, nu se mai aduceau jertfe. Probabil în această împrejurare spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Psalmul 145 că asupritorii noștri ne cereau cântări și ei n-au vrut să cânte cântările Domnului pe un pământ străin. Acolo în Babilon, probabil, îi luau în derâdere, îi luau peste picior și spunea, Hai, mai cântați-ne ceva, dar ei n-au vrut să cânte nimic. Și cu această sete și dorință în inimă. Ezra spune cuvântul lui Dumnezeu că a luat această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și nu a vrut să pornească la drum oricum. A adunat poporul la râul la Hava și spune cuvântul Domnului că acolo a vestit un post de trei zile și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îi călăuzească, să-i ajute în călătoria aceea pe care ei trebuiau să o facă. Frații surori, istoria lor este istoria noastră. Și vreau să vă spun că și noi la rândul nostru, Dumnezeu ne-a așezat aici, pe pământul acesta, dar nu este împărăția noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostol că nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și apoi apostolul Pavel spunea, vă sfătuiesc ca străini și călători, să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Suntem străini și călători pe pământul acesta. Și noi, frați și surori, fiecare dintre noi ne-am pornit spre împărăția lui Dumnezeu. Și doresc ca să ajungem acolo în împărăția lui Dumnezeu. Spuneam dimineață în cămăruță acolo la frați și surori care erau la rugăciune, spuneam despre Avram, atât de frumos îmi place gândul acesta, versetul acesta, Spune cuvântul Domnului că Avram a pornit în țara Canaan și a ajuns unde? În țara Canaan. Deci nu că s-a oprit în altă parte, ca și lot de altă dată. Spunea cuvântul Domnului când Dumnezeu a otărât să nimicească cetatea și Sodoma și Gomora, Dumnezeu îi spune lui Lot să nu te oprești la câmpie, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, ci tu să te uiți sau să scapi la munte, acolo este unicul loc care îți poate salva viața. Frații și surori, în dimineața aceasta, fiind început de an, consider că fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că călătoria noastră spre împărăția lui Dumnezeu nu s-a sfârșit aici. Este bai pentru cel care consideră că dacă a primit un botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, de acum este mântuit, și indiferent cum trăiește, el ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Este bai lucrul acesta. Stăteam și mă gândeam în împrejurarea când Domnul Iisus Hristos se apropie de ucenici în Ioan 13 și le spală picioarele, spune cuvântul lui Dumnezeu că el trebuia să facă lucrul acesta din două motive. Unu, prin faptul că nu erau curați toți. Vorbea de Iuda, care urma să îl vândă, și apoi spune cuvântul Domnului că nu sunteți curat de tot și aveți nevoie ca să vă spăl picioarele. E un bai pentru cel care consideră că pe pământul acesta nu se poate murdări. E un bai pentru cel care consideră că nu mai are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Este un bai pentru cel care consideră că. Poate să trăiască oricum că Dumnezeu ne-a mântuit și ne duce în părăția lui Dumnezeu. Avem nevoie în fiecare zi de spălarea lui Dumnezeu. Avem nevoie în fiecare zi de ajutorul lui Dumnezeu. Și aceasta cu responsabilitatea fiecăruia, care trebuie să o avem în dimineața aceasta, ca și Ezra, noi trebuie să vestim un post de smerire înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, nu avem râul hava la noi, dar avem râul spune cuvântul Domnului că înveselește cetatea lui Dumnezeu. Ce? Râul lui Dumnezeu, nu? Înveselește cetatea lui Dumnezeu și aici, lângă râul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, cuvântul vieții veșnice, aici noi trebuie să vestim un post de smerire ca să cerem în ajutor o călătorie fericită și în siguranță înaintea lui Dumnezeu. Care sunt motivele pentru care noi trebuie să cerem acest ajutor din partea lui Dumnezeu? În primul rând, frate și suntem limitați în experiență. Nu avem, nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine. Nu știm ce ne așteaptă minutul următor. Nu știm ce lupte și ce lucruri vor veni asupra noastră și în lumea aceasta. Și vreau să vă spun că Ezra a luat în calcul lucrul acesta. Ne amintesc că dacă ne, ne uităm cu câteva versete mai sus, spune cuvântul lui Domnului, versetul 15, I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile, am căutat între popor și preuți și n-am găsit acolo pe nici unul din fiii lui Levi. Iată de ce Ezra a considerat că este bine ca această călătorie, indiferent de bogățiile care le avea, de scrisorile din partea împăratului, nu l-a ajutat la nimic din toate acestea. El s-a uitat în popor, a văzut acolo când a dat un ordin să ne adunăm cu toții la râul Ahava. Spune cuvântul Domnului că din seminția lui Levi nu era niciunul. Pentru aceasta Levi, Ezra, a gândit că este bine să stăm în prezența Domnului trei zile, să cerem o călătorie fericită. Erau limitații de experiență, nu erau oameni capabili care să ajungă în Ierusalim, să zidească templu și acolo să înceapă să aducă jertfele. Avea nevoie de oameni cu experiență, oameni care să fie devotați înaintea lui Dumnezeu. Frații și surori, stau și mă gândesc ce spunea Apostolul Pavel la Galateni. Și spunea un cuvânt acolo foarte frumos, dar aspru consider, pentru acei iudaizatori care veneau și căutau să sucească mintea celor care au primit pe Hristos, care l-au primit ca mântuitor personal și spunea, o galilieni nechipzuiți! După ce ați început prin Duhul, pentru ce vreți să o sfârșiți prin firea pământească? Frate și surori, vrăjmașul sufletelor noastre ne pândește în orice moment. El nu se uită de ce rang ești, nu se uită că ai luat un botez în apă, nu se uită că ai un botez cu Duhul Sfânt, că predici, că ești comitet, că vii la biserică în fiecare zi, nu se uită la toate acestea. El caută în fiecare zi să ne sucească mintea prin lucrurile, prin filozofiile lumii, prin învățături străine, caută să ne sucească mintea ca să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Satan care vine de acolo, care era luceafărul, care era dirijorul orchestrei, el știe ce este împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a aruncat, s-a mândrit acolo în sus, lângă Dumnezeu și a spus că mă voi sui și voi fi ca Dumnezeu și Dumnezeu l-a zvârlit din ceruri și el știe ce este acolo, de aceea se luptă cu mine. De aceea se luptă cu noi dimineața aceasta să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și avem nevoie să stăm în prezența lui Dumnezeu, să cerem o călătorie în siguranță spre împărăția lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care ne arată Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce avem nevoie de această călătorie, spune Cuvântul lui Dumnezeu că aceștia, oameni aceștia care au plecat din Babilon, aveau multe bogății. Fraților, voi știți că și noi la rândul nostru ca copii ai lui Dumnezeu avem bogății pe care trebuie să le păstrăm în viața noastră? Spune cuvântul lui Dumnezeu că comoara aceasta, comoara împărăției lui Dumnezeu, descoperirea Evangheliei, o purtăm în ce? În niște vase de lut. Aici în vasul acesta de lut Dumnezeu ne-a pus și Duhul Sfânt și așa de frumos spunea cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți valorile pe care noi le purtăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ajungem cu ele acolo că nu altfel Dumnezeu nu dorește altceva decât ceea ce a pus în noi să păstrăm în viața noastră și Apostolul Pavel spunea că Dumnezeul păcii să vă însoțească sau să vă ajute să vă însoțească și duul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Și fără prihană la venirea Domnului Isus Hristos, iată aceste valori pe care noi le purtăm pe pământul acesta. Noi trebuie să ajungem cu ele în împărăția lui Dumnezeu. Sufletul și duhul merg la Dumnezeu, trupul acesta. Spune Filipeni cuvântul lui Dumnezeu că trupul acesta smerit, Dumnezeu îl va transforma și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci toate aceste trup, suflet și duc trebuie să fie păzite întregi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi spunea cuvântul Domnului despre aceste valori pe care le avem în viața noastră, le purtăm în trupul acesta și spune așa, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Fraților, nu sunt lucruri noi dimineața aceasta, dar sunt lucruri pe care noi trebuie sau ar trebui ca prin aceste gânduri să ne trezească Dumnezeu mintea noastră sănătoasă, prin înștiințări, cum spune Apostolul Petru, și prin toate acestea noi să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Versetul 5 din capitolul 4 spunea, de aceea să nu judecați înainte, nu aici, la versetul, Capitolul 6, versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Deci, mădularele noastre pe care le avem în trupul acesta nu sunt ale noastre. De ce? Pentru că noi nu suntem mai noștri. Noi suntem mai Domnului. Și aceste mădulare sunt ale a Domnului. Binecuvintează suflete pe Domnul Pisam 103 și tot ce este în mine. De ce? Pentru că nu avem mădularele noastre. Sunt ale lui Dumnezeu care trebuie să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Fraților, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta și fiecare din noi să avem în mintea noastră gândul acesta ca în fiecare zi să cerem de la Dumnezeu o călătorie în siguranță spre Împărăția Lui Dumnezeu. Datorită faptului că un al treilea gând pe care îl putem desprinde de aici, spunea cuvântul Lui Dumnezeu, e faptul că avem un drum, drum lung spre Împărăția Lui Dumnezeu, nu este scurt. Pentru unii poate s-a scurtat, Dumnezeu îi cheamă acasă la 30, 40, 50 de ani. Dar eu asta sunt peste 40 de ani de când am încheiat un legământ și Dumnezeu încă nu a venit. Și stau și mă gândesc câte, lapte, câte lupte, câte ispite au fost în viața mea și a căutat să mă dărâme. Și fiecare acest lucru îl putem recunoaște în viața noastră cât de mult Dumnezeu nu ne-a iubit, frați și surori, când ne-a ținut în picioare până în ziua de astăzi. Vrăjmașul a vrut să ne trântească la pământ. Pentru că drumul acesta este lung și așa mă, gândeam la poporul Israel. Când Dumnezeu îl scoate din țara Egiptului, să-l ducă în țara Canaanului, ne curge lapte și mere, poporul acesta își pierde răbdarea pe drum. În numeri capitolul 14 ce spunea cuvântul lui Dumnezeu că Versetul 9, capitolul 19 spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul acesta trebuia să plece de la muntele Hor spre Dumul care duce la Marea Roșie, spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Și poporul spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a pierdut răbdarea pe drum. Frați și surori, în drumul acesta lung, pe care noi îl avem spre împărăția lui Dumnezeu, Vrăjmașul caută în fiecare zi să ne sucească mintea și să ne pierdem răbdarea pe drum. Oare de ce poporul Israel nu a înțeles la fel ca și noi în ziua de astăzi? De ce nu înțelegem că Dumnezeu ne vrea cu gelozie? Dacă Dumnezeu i-a spus să ocolească țara Edomului, să nu treacă prin Edom, să, ca nu cumva să se murdărească, ce știu eu, spiritualizez eu acum, să nu treacă prin țara Edom ca nu cumva fie ca Cineva să rămână acolo, să-i se pară că viața este frumoasă și să rămână în Edom. Nu, a spus că tu trebuie să ocolești țara Edomului. Frate și surori, noi la ora actuală suntem în lume, trăim în lume. Dar noi trebuie să ocolim lumea aceasta, nu trebuie să lăsăm ca lumea să locuiască în noi, nu trebuie să lăsăm ca lumea să își facă cuib în viața sau în familia noastră. Doresc ca Domnul fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să avem o călătorie fericită și lucrul acesta îl putem face numai cu condiția ca noi să stăm în prezența lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu să cerem o călătorie fericită. Se duc cele 12 iscoade în Canaan ca să iscodească țara și spune cuvântul lui Dumnezeu că 10 din ei moaie inima poporului, Iosua și Caleb spune, sunt uriași, într-adevăr, dar îi vom biruie. În timpul acesta spune cuvântul Domnului că poporul vine la Moise și spune, de ce ne-ai scos din țara Egiptului? acolo aveam de toate. Au spus că hai să ne găsim, să ne căutăm o căpetenie și să ne întoarcem înapoi spre Egipt. Moise, Aron, spune cuvântul lui Dumnezeu, îți sfârșie hainele, stau în prezența lui Dumnezeu, Iosua și Caleb fac același lucru. Și Iosua, Caleb, spune cuvântul Domnului că încearcă să vorbească poporului și spune Hai să citim câteva versete foarte importante, frați și surori, care consider că sunt valabile și pentru noi în numeri capitolul 14. Și dintre ei, cei ce îi scodis rățara Iosua fiului Nun și Caleb fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări. Versetul 8, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da, este o țară unde curge lapte și mere, numai nu vă răzvrătiți împotriva Dumnezeului nostru. Același lucru îl face și Moise, frate și surori, stau și mă gândesc în profeții mici când spune cuvântul Domnului că dacă Moise și Ilie s-ar prezenta după ce poporul Israel din nou, un popor încăpățânat, se smulge din mâna lui Dumnezeu, nu l-a Încăpățânează, se ia după Dumnezeu străini și într-o împrejurare Dumnezeu spune că chiar dacă Moise s-ar prezenta înaintea mea și s-ar ruga, nu-l voi asculta. De ce? Pentru că acum, în împrejurarea aceasta, Moise face o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce vor spune egipterii dacă Tu ne vei nimici? Ce vei face tu numelui tău celui mare și Dumnezeu îl ascultă pe Moise? Pentru că Moise a știut să mijlocească pentru popor. Și spune, da, te ascult. Dar știi ce? Părinții cei care m-au necinstit, care s-au luat după sau s-au răzvrătit împotriva mea, vor muri în pustia aceasta. În schimb, tinerii voștri vor primeci 40 de ani în pustie și apoi îi voi face să intre în țara cana anului. Frați și surori, vreau să vă spun că drumul nostru este spre împărăția lui Dumnezeu și este lung. Domn... vrăjmașul caută să ne biruiască în orice moment dar haideți în dimineața aceasta să stăm în prezența lui Dumnezeu împreună cu Ezra prin Duhul Domnului să cerem o călătorie fericită, acolo la râul la Hava și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze un al patrulea gând și apoi voi încheia spune cuvântul lui Dumnezeu aici versetul 11 spune că ei aveau mulți vrăjmași și pentru aceasta Ezra a, cerut un, a, vestit un post de smerire, pentru că erau mulți vrăjmași pe drum, ca nu cumva să ne facă rău, frați și și noi în dimineața aceasta avem mulți vrăjmași. Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva domniilor, a stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Și apoi spunea cuvântul lui Dumnezeu în alt gând, spunea Ev Evanghelia că noi nu avem de luptat în privința aceasta și acestea sunt lucruri pe care se luptă în viața noastră, caută să biruiască inimile noastre. Și vreau să vă spun că firea noastră este cel mai mare vrăjmaș din viața unui credincios, care Dumnezeu vrea să mergem înainte, firea te trage înapoi. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu că noi, Răsturnăm izvodirile minții, spune Evanghelia, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Înțelegem noi adevărul acesta, frate și surori? Trăim în firea pământească, dar nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească. De ce? Pentru că dacă am ascultat de fire, ea ne îndeamnă numai la rău. Ne-ar îndrepta, ne îndrepta numai să judecăm, mai să cârtim, numai să, să facem ceea ce nu îi place lui Dumnezeu, să-l supărăm pe Dumnezeu, să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse ferii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Frate și surori, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Și în scurtele cuvinte care am. Prin Duhul Domnului am încercat să înțelegem că Dumnezeu ne vrea o călătorie fericită. Haideți să înțelegem în dimineața aceasta că Dumnezeu nu ne-a chemat la mântuire ca să ne pierdem suflete în lumea aceasta. Nu ne-a chemat la mântuire ca să ne îndreptăm înapoi spre Egipt, spre Iad. Dumnezeu ne-a chemat ca și Avram îi spune Avram tu ești din țara ta din Rudenia ta și Avram a ascultat glasul acesta, a plecat în țara Can Canaan, și a ajuns în țara Canaan. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi, dacă ne-am împornit spre împărăția lui Dumnezeu, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.